frumos, nu durează în ședința, sperăm că nu cer ca să ne cenzurați. La acest punct, de ordine de zi, ce am înțeles dat eu ca și colega noastră, când adevăr, în prima a zis că ratul nu merge așa cum trebuie, că canalizația a fost pusă, canalizația a mai deși din 2012, sunt mai director PSD-ul acum. Acum îmi propuneți desemnarea unui nou administrator și îmi dau seama că am înșelat, am crezut că dumneavoastră PSD-ul din 2012 jucați sau în toroi în administrație, însă văd că jucați pe Rinița, în care aveți aceeași asupra, aveți aceeași persoane, aveți aceleași persoane pe care le rotiți ca la Perinița. Aceleași rubetenii care domnul Iuduț a luat sensul. Dacă vreți într-adevăr să facem ceva european, putem lansa un concurs la nivel european privind ocuparea acestor funcții și ne putem aștepta să-și depună CV-ul un manager care a condus transportul public într-o localitate mică din Anglia sau din Italia, dacă vrem, într-adevăr. Mă scuzați că mă intervin. Propuneți dumneavoastră de lege ferenda o astfel de procedură. Ea nu este procedura legală în vigoare. Doamna președinte, vedem cu toții că se învârt aceleași personaje de la PSD în diferite funcții. Dacă suntem așa de buni, ce facem, ce facem cu funcția de administrator public? Deci acum ne propuneți ca administratorul public al orașului să meargă la rat, lăsând descoperit, descoperit de funcția administrator public. Am înțeles. Nu mai jucați pe Rinița cu administrația creionară. Am înțeles. Noi vom fi domnul Nicolae.